Cazurile de rujeolă se înmulțesc alarmant de la o săptămână la alta, atât în rândul adulților cât și în rândul copiilor. Doar în acest sezon și-au pierdut viața 9 persoane din cauza acestei infecții virale. Boala face ravagii, iar secțiile de specialitate sunt deja pline ochi. Cu toate că valul de gripă este pe final, rujeola încă face ravagii în rândul populației și, din păcate, nu sunt semnale clare că s-ar încheia curând. Zilnic la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din capitală se internează zeci de pacienți cu suspiciunea de rujeolă. Medicii atrag atenția că sunt toți mai mulți adulți care își doresc să se vaccineze după ce au văzut că mai mulți membri ai familiei au trecut prin boală. Doar în acest sezon și-au pierdut viața 9 persoane din cauza acestei infecții virale. Numărul de cazuri de rujeolă a crescut îngrijorător cu 825 în ultima săptămână. Un număr record de la declararea epidemiei în urmă cu 3 luni și jumătate arată datele raportate de Institutul Național de Sănătate Publică. Mai mult, numărul total de cazuri a ajuns la aproape 9.000, însă se referă la toate cazurile confirmate de la începutul anului trecut și până acum. Cea mai mare incidență a cazurilor de rujeolă este în județele Brașov, Covasna, Mureș, Giurgiu și Sibiu. La polul opus, cele mai mici incidente au fost înregistrate în Vaslui, Marea Mureș, Iași, Botoșani, Bihor, Tulcea și Mehedinți, relatează Antena 3.ro.